Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii a transformat Brăila și în acest an în loc de pelerinaj pentru miile de credincioși sosiți din întreaga țară și chiar de peste hotare. Încă de joi seara, aceștia au ajuns la Biserica Greacă pentru a lua apă sfințită de la izvorul miraculos care de-a lungul timpului i-a tămăduit de bolile trupești și sufletești. Ziua a început cu slujba Sfintei Liturghii oficiată de Înalt Preasfinția sa, dr. Casian Crăciun, arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoți. Legenda spune că apa cu puteri miraculoase țâșnește de sub altarul bisericii numai o dată pe an, în prima zi de vineri de după Paște. Brăila a ieșit izvorul acum 100 și ceva de ani, nu era biserica aici și s-a tămăduit un orb și a făcut altarul exact pe izvor. Izvorul e sub altarul bisericii și izvorăște numai de izvorul tămăduirii, adică ei izvorăște în continuu, dar își ridică nivelul de izvorul tămăduirii și nu scade până nu ia ultimul om. Credincioșii povestesc despre miracolele de care au avut parte după ce au băut apă de la acest izvor. A fost lume paralizată care s-a vindecat din așa ceva. Da. După 2-3 ani s-a vindecat, a fost bine, a mers. Deci venim cu încredere că e bine. Am avut boală, am umblat pe medici, pe la Iași, pe la București, peste tot și mi-a zis medici, mergi și prin biserică și mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat. Am venit în Italia, iau un bidonaș și duș la fete, sunt plecată de 13 ani. Am umblat de băiat care este mort și de cu 13 ani am plecat. Iar altul e bolnav, are schizofrenie. Eu m-am operat, diagnostic de cancru, de cancer. Vă dați seama, de înainte. Și veniți cu credință să luați apă? Normal, o iau cu mine. În loc să merg cu avionul, merg cu autobuzul și le dau la toți. Cu foarte mare credință. Pentru că Dumnezeu mi-a făcut, acum câțiva ani mi-a făcut o minune. Într-adevăr mi-a făcut o minune. Și fără să-mi dau seama, aveam probleme mari cu genunchiul, dar nu mai doar că nu puteam să merg. La izvor l-am găsit și pe părintele Mihai, venit tocmai din județul Mureș, special pentru această sărbătoare. Hristos a înviat. Vin de la Mureș, sunt bolnav și când vin la izvorul Tămăduirii aici, la părintele preasfințitul Casian, am drept de boală, fost operat. Biserica Buna Vestire din Brăila a fost construită între anii 1863 și 1872. Legenda spune că pe când se săpa fundația bisericii, chiar sub sfântul altar la 12 metri adâncime, a ieșit la iveală un izvor despre care avea să se afirme că vindecă bolile trupului și ale sufletului. Această biserică a devenit celebră pentru că este singurul lăcaș cu 3 hramuri și 3 altare din România.